Pompierii turdeni au fost solicitați luni 4 iulie să stingă un incendiu de garsonieră în Câmpia Turzii, pe strada Oțelarilor. La fața locului au ajuns două auto speciale, un echipaj medical precum și echipaje ale poliției. Din primele informații nu au fost înregistrate victime. Apreciem pe cei care se trezesc de dimineață. Apreciem pe cei muncitori. Apreciem pe cei ce construiesc. Apreciem pe cei ce vor mai mult. Apreciem pe cei cu idei. Apreciem pe cei care iubesc munca. Apreciem pe cei care își construiesc visul. Viamso, totul pentru casa ta.